rămâne în careu, centrare, lovitura de cap a lui Mamut și primul reflex excelent al lui Octavian Vâlceanu. Mamut a dat un singur gol pentru Craiova în campionat, un singur gol în 14 jocuri. Încă o dată corner. Pasă bună a lui Creciu și iată-l scăpat pe Cordea. Arbitrul arată punctul de la 11 metri și cartonaș galben pentru Vâlceanu. Pasă foarte bună dată de Ovidiu Popescu. Cordea se resimte după coliziunea cu portarul. Revedem faza. Cordea pleacă, sprintează, apucă să atingă mingea. Aici vom vedea, atinge mingea și apoi este busculat de portarul gazului. 11 metri corect arătat de arbitrul Nadinovici. Tănase nu și-a luat un elan mare. Vâlceanu este pe linia porții. Arbitrul are grijă ca jucătorii să ocupe poziții regulamentare. Se aude fluierul. Șutează direct Tănase, fără speranțe. Fără speranțe, Vâlceanu n-ajunge la minge. O minge șutată puternic, plasat. Nicio șansă pentru golkeeperul gazului. 1-0 pentru FCSB în acest minut 12. Deschidere de scor semnată de capitanul Florin Tănase. De minutul 12. Adevărul că asta este cea mai cinstită și probabil cea mai eficientă manieră de a executa penaltiurile, mai ales în condițiile în care portarul este obligat să rămână pe linia porții, să lase un picior, măcar un picior pe linia porții. Tănase a venit la prima bară, tot acolo se demarcase și Mamut. Faza continuă cu Cordea! O bombă care trece aproape de vincul. Am avut în prim plan pe Andrei Cordea, deocamdată cea mai bună afacere reușită de FCSB în această pauză de vară. Trage bine cu stângul, trage tare. Cordea, jucătorul care a reușit să scoată acel penalti. Nu, Ronaldo Deaconu, mai bine de data asta, lovitura de cap și gol! Gol egalizator înscris de Matricardi. Matricardi egalează la fel cum a făcut-o și în partida cu FC Argeș. Și atunci am scris, tot după o fază fixă, meciul s-a terminat 2-2. Gaz Metan FC Argeș. Acum Matricardi reușește să egaleze și să vedem pe cine avea în marcaj. Cine trebuia să-l marcheze pe Matricardi. Hai să vedem execuția bună a lui Deaconu. Aha, acolo este Mamut. Mamut îl pierde din marcaj pe Matricardi. E drept că și Irobiso dă cu capul de lângă Crețu. Fază jucată exemplar de Gaz Metan. Pleacă centrarea, lovitura de cap peste a lui Vinicius. Dacă o să avem reluarea, sunt curios dacă Vinicius împinge. Nu, își face loc acolo, îi vine bine mingea bătută de Cordea. O vitură bună de cap a lui Vinicius. Bine bătut cornerul de Cordea, minge șutată. Va fi Tănase. Șutul lui Tănase în bară și apoi reluarea cu capul. Asta este avantajul loviturilor de la distanță, faptul că mingea trimisă peste zid are timp să coboare și Tănase ratează șansa unui gol antologic. Șut de la distanță, prins puțin, ieșit din poartă,
Vlad reușește să respingă cu mari eforturi această minge șutată, dacă nu mă înșel, de Iancu. Își pierde din nou omul, nu este atent. Iată-l pe Grădinaru, Grădinaru, pas pe jos! Și încă ocazia gazului, semnată de Shamed. A fost neatent Șerban, mingea iese într-adevăr în aut, Șerban rămâne pe acolo, sperând că o să bată el. Deacon nu, bate lovitura liberă, ce ratare, ce ratare, a ieșit prost din poartă Vlad, este din nou corner. Bun a fost intervenția lui Crețu, care se jură că n-a atins el mingea. Între timp, o greșeală, mingea a ajuns la Shamed și jutul trece alături. Gaz metan cel puțin la nivelul FCSB-ului până acum în aceste 63 de minute. Fază ciudată, interpretat însă greșit de Colțescu, care a dat penalti. Șutează acum periculos Crețu. Centrare la colțul lung, șutul lui Vinicius. Execuție modestă, mingea este deviată însă, cred că de Velisar, se duce din nou în corner. Execuție slabă a lui Vinicius. O revedem. Mingea ajunge cu noroc la el, dar șutul este slab. Primește Crețu. Centrarea lui Crețu, încearcă să controleze balonul Tănase. Tănase acuză o lovitură la cap și iată pe Stoica! Iani Stoica deviază senzațional această minge în corner. Vâlceanu, Stoica ratează cea mai mare ocazie a FCSB-ului în această partidă. Bună pasa lui Octavian Popescu. Iată încă o dată, pasa bună dată de Octavian Popescu. Ce reflex are! Și este gol! Este gol! Acest șut atât de bine plasat. Octavian Popescu intră și înscrie. Popescu intră, aproape că reușește o pasă de gol și la faza următoare șutează perfect lângă bară. Tavi Popescu intră, marchează și convinge că nu poate lipsi din primul 11. Intrarea sa a revigorat atacul bucureștean. Cred că numai pentru influența pe care a adus-o în atacul FCSB-ului în cele câteva minute jucate, poarta lui Vlad foarte bună a fost, preluarea lui Olaru foarte bună și ideea lui Mladinović să lase jocul. Da, frumos. Frumos a judecat Iani Stoica. Încă o dată faza, preluare splendidă. Mladinović lasă bine avantaj, a ieșit excelent avantajul. Iată-l acum pe Stoica. Îl cam face de râs pe Iuri. Iuri probabil că are short-ul plin de iarbă.